și că a fost odată ca niciodată. A fost odată un împărat care avea 3 fete. Și rămânând văduv, toată dragostea lui el și-o aruncase asupra fetelor. Ele mărindu-se și văzând sârguința ce punea părintele lor ca să le crească pe ele, să le învețe și să le păzească de orice răutăți și bântuieli, se sileau și ele din toată puterea lor ca să-l facă să-și uite mâhnirea ce-l cuprinsese pentru moartea mamilor. Și într-una din zile, ce-i venise împăratului că nu mai întrebă pe fata cea mai mare? Fata mea, ia spune-mi mie, cum mă iubești tu pe mine? Eu? Eu, tătucă? Păi cum să te iubesc, tătucă? Ia ca eu te iubesc ca mierea. Răspunse ea după ce se gândi ce lucru poate fi mai dulce pe lume. Atâta o tăie capul pe dânsa, atâta vorbi. Să-mi trăiești, fata mea, să-mi facă Dumnezeu parte de tine. Și întrebând și pe fata cea mijlocie. Dar tu, cum mă iubești pe mine, fata mea? Păi, tătucă, cum să te iubesc? Ca zahărul te iubesc, tătucă. Atâta o trăiești pe dânsa capul și atâta răspunse. Să-ți dea Dumnezeu bine, fata mea, să mă bucur de tine. Pasămite, fetele acestea erau lingușitoare și știau să-și arate iubirea către părintele lor mai mult decât o aveau. Împăratul în felul lui se bucură când auzi de la fetele lui cele mai mari cât îl iubesc. El socoti că astfel de iubire nu poate să fie decât cea dulce ca mierea și ca zahărul. Și uitându-se și la fata cea mai mică, ce sta mai departe și cu sfială, uite, o întrebă și pe dânsa. Dar tu, cum mă iubești, fica mea? Eu te iubesc ca sara în bucate, tată. Ea se rușină văzând că tatăl s-o băgase și pe ea în seamă ca fica cea mai mică ce era. Când auziră surorile ei răspunsul, cedete tatălui lor, cum auziră scufniră râs și-și întoarseră fețele de la dânsa. Iar tatăl lor se încruntă și plin de supărare, zise: ca sarea în bucate! Ia fă-te mai încoane socotito, să ne înțelegem la cuvinte. N-auzi și tu pe surorile tale cele mai mari cu ce fel de dragoste mă iubesc ele? Cum de nu te-ai luat după dânsele ca să-mi spui câtă dragoste dulce ai și tu către tatăl tău? Dar tată, eu... Pentru asta oare mă trudesc eu, ca să vă cresc și să vă dau învățătură cum altele pe lume nu sunt ca voi? Să te duci de la mine cu sarea ta cu tot! Când auzi fata cea mai mică a împăratului urgia tatălui său, ce cădea pe capul ei, intră în fundul pământului de mâhnire, căci se supărase tatăl său și încumetându-se zise: să mă ierți, tată, că eu... n-am vrut să te supăr. I-am socotit cu mintea mea că dragostea ce am către tine este, dacă nu mai presus decât a surorilor mele, dar nici mai prejos decât mierea și zahărul. Auziți! Iauzi! Și mai ai obraz să te atingi de surorile tale cele mai mari. Să te duci de la mine, fată nerușinată ce ești. Să nu-ți mai auzi de nume. Îi închise gura împăratul și o lăsă plângând. Surorile vrură să o mângâie,
dar cu niște cuvinte atingătoare care îi făceau mai mult rău decât bine. Fata cea mai mică a împăratului, dacă văzu că nici surorile ei în ocruță, își puse nădejdea lui Dumnezeu și se hotărâ să plece unde mila Domnului o va duce. Își luă deci din casa părintească un rând de haine proaste și vechi și pribegi din sat în sat până la curtea unui alt împărat. Ajungând acolo, stătu la poartă. Chelăreasa o văzu și dacă veni la dânsa o întrebă ce vrea. Ea răspunse că este o fată săracă și fără de părinți și-ar vrea să se bage la stăpân dacă ar găsi vreun loc. Ei, tocmai atunci ieșise ajutoarea chelăresii și-ar fi voit să bage pe alta. Se uită la dânsa chelăreasa cu ochi pătrunzători și îi se păru a fi bună să o ia pe dânsa în slujbă. Fata de împărat mai fu întrebată ce simbrie cere și ea răspunse că nu cere nicio simbrie, decât să slujească o bucată de vreme și dacă slujba ei va fi vrednică de vreo simbrie, să-i dea atât cât va face. Chelăreasa se bucură văzând-o că răspunde așa de cu minte și o luă să-i fie ajutoare. Îi spuse ce are să facă și îi dete pe mână un vraf de chei din mai multe ce avea. Și fiindcă îi prindea mâna la frământat, la fiertul dulceților și la alte bunătăți de mâncare ce se aflau prin cămările împăraților, în grija ei fură lăsate toate tainele curții. Și cum oare n-ar fi știut ea să facă toate astea, mă rog? Fată de împărat era, nu? Și nu se ivi nicio cârteală din partea nimănui, căci toate le împărțea cu cumpănă și cu dreptate, de nu-i găsea nimeni nicio părtinire. Unde să stea ea la vorbă de șartă cu oamenii și cu femeile curții? Sau cu străinii care veneau să-și ia tainurile și merticurile? Unde să iasă din gura ei vreo vorbă fără cumpăt, ori să asculte de la cineva vreo asemenea vorbă, că se rușina? Și găsea ea cuvinte destul de cuvincioase, cu care să închiză și gura cea mai farfara. Ea nu sta la taifas cu slugile și cu slujnicile curții, ci când își găsea puțină vreme de repaus, citea pe carte. Toți cu totul aveau sfială de dânsa și nu-i găsea nimeni vreo faptă care să le dea dreptul a-i atârna vreun ponos de coadă. Vestea despre vrednicia și smerenia ajutoare de chelăreasă ajunse numai decât și la urechile împărătesei. Ea dori să o vadă, iar dacă se înfățișă împărătesei, fata de împărat știu să se arate și să vorbească din inimă curată, fără prefăcătorie și fără multă îndrăzneală. Împărăteasa prinse au îndrăgii. Ea bănui că ajutoarea de chelăreasă nu putea să fie de neam prost. Și uite așa cum vă spusei, împărăteasa luă pe fată pe lângă dânsa. Unde se ducea împărăteasa, mergea și ea. Când se punea împărăteasa la lucru, lucra și ea. Apoi, lucru ce ieșea din mâna ei era mărgăritar, nu altceva. Din toate, cuvintele cele înțelepte ce ieșeau din gura ei plăcu împărătesii mai mult decât orice. Dar ce să mai întinde în vorbă mult, ajunsese să fie nedespărțită de împărăteasă. O iubea împărăteasa ca pe copilul ei. Se miră și împăratul de atâta alipire a împărătesii către această fată. Ei, da, acest împărat avea un fecior singur la părinți, tatăl și mumăsa. Se uitau la dânsul fei ca la soare. Îl perdeau de drag ce le era. Și mergând împăratul la un război,
Luă și pe fiul său cu dânsul ca să se deprinză cu ale războaielor. Acolo nu știu cum se făcu, nu știu cum se drese, că numai ceală dusese la casă rănit. Ei, și să fi văzut acum pe împărăteasă, pe mamă sa, cum udă-te pe jăliri și plânsete, nu mai știa ce să facă ca să-l vindece mai curând. Nopțile le făcea zile, priveghindu-l la boală, iar dacă o ajunse oboseala de nu mai putea sta în picioare, împărăteasa puse pe fata ei din casă, ca pe un om de credință, să îngrijească de dânsul și apoi, când una, când alta erau nelipsite de lângă patul rănitului. Cuvintele cele blânde și înțelepte ale fetei, mângâierile ei, cele dulci și neprefăcute, smerenia ei deșteptară în inima bolnavului o simțire ce nu avusese până atunci. Iar mai mult decât toate, cum știa ea să umble de binișor, când îi oblojea rănile, făcu pe fiul de împărat să o iubească, să o iubească ca pe o soră, căci pare că i-a lina durerile când punea ea mâna pe rănile lui. Într-o zi, după ce se făcuse mai bine, când sta de vorbă cu mama sa, el îi zise: știi ce, mamă? Mie mi-ar fi voia să mă însor. Ei, bine, măicuță, bine. Da, mai bine de tânăr decât să intri în valurile lumii, nu? Da, spune-mi, să-ți caute maica o fată bună de împărat și de neam și de treabă. Ei, mamă, cum să spun, ea e găsită. Ei, dar cine este? Da, o știu și eu. Să nu te superi, mamă, dacă ți-o-i spune. Mie mi-a rămas inima la fata dumitare din casă. Ah, oh, dar fiule, dar nu o iubesc, poate. Mamă, o iubesc ca pe sufletul meu. Din câte fete de împărat și de domn am văzut, nici una nu mi-a plăcut ca dânsa. Ei, fiule. Ea mi-a robit inima, mamă. Ei, bine, dar... Crede-mă, mamă, o iubesc. Se împotrivi împărăteasa oarecum cârnia, dar nu fu cu putință să întoarcă pornirea fiului ei de la această însurătoare. Dacă văzu și văzu că altfel nu se poate și că fata ce și-a lăsese fiul ei să o ia de nevastă este cu minte blândă, cu bună judecată și mai presus de toate este smerită, cinstită și vrednică, se învoi și dânsa. Rămase acum să înduplice și pe împăratul, tatăl băiatului, ca să primească și dânsul alegerea fiului lor. Pentru aceasta nu fu mare greutate, căci atât mama cât și fiul căzură cu rugăciune și lăudară pe fată cum știură ei mai bine. Logodiră deci împăratul și împărăteasa pe fiul lor cu fata din casă a împărătesei și hotărâră și nunta. Când începura face poftirile la nuntă, logodnica fiului de împărat se rugă ca la nuntă să poftească și pe împăratul cu tare, adică pe tatăl ei. Se feri însă de a spune cuiva că este fata celui împărat. În ziua cununiei veniră toți musafirii la nuntă. Și începură veseliile și ținură toată ziua ca la împărați de, ce să zici? Și seara se întinse o masă împărătească cu fel de fel de mâncări, de băuturi, de plăcinte și alte bunătăți de să-ți linci și degetele când le vei mânca. Mireasa poruncise bucătarilor ce bucate să gătească. Ea însă, cu mâna ei găti de o parte toate acele feluri numai pentru un musafir, apoi dă-te poruncă unei slugi credincioase ca să bage bine de seamă că aducând la masă bucatele gătite de dânsa să le puie dinaintea împăratului poftit după rugăciunea ei, adică a tatălui ei, dar să îngrijească să nu le puie dinaintea altcuiva, că e primejde de moarte. Sluga cea credincioasă făcu întocmai precum i se poruncise.
După ce se așezară toți poftiții la masă, începură a mânca și a se veseli cât nu se poate spune. Împăratul cel poftit, adică tatăl Miresei, mânca și nu prea. Încă de cât venise, el se tot uita la mireasă și parcă îi zicea inima ceva, dar nu-i venea să creadă ochilor. Pasămite el și asemuia copila și neputându-și da seama de cum ajunsese ea să se mărite după un fecior de împărat, nu cuteză să zică nimănui nimic. Vezi că trudele și necazurile ce suferise beata fată o schimbase, de cum o știa tată său. Și îndemnându-se de pofta cu care mâncau mesenii, ar fi voit și dânsul să mănânce și să se veselească, dar după ce gustă o dată sau de două ori din bucate, se opri. Sluga care aducea bucatele le ridica întregi neatinse. Se miră acest împărat cum de toți mesenii mănâncă cu poftă niște bucate care pentru dânsul n-aveau niciun gust. Se încumetă și întrebă pe vecinul din dreapta. Acesta îi răspunse că astfel de bucate bune n-a mai mâncat de nu ține minte. Gustă și împăratul din talerul vecinului și văzu că bucatele sunt bune. Asemenea făcu și la vecinul din stânga. Îi lăsa gura apă după bucatele cele bune și gustoase de la vecin. Foamea îi da zor să se înfructe și el, dar cine putea să mănânce bucatele pe care le aducea lui? Răbdă, răbdă ce răbdă, de rușine, lua el câteodată și din bucatele ce îi se aduceau, ca să nu se facă de râs între meseni, dar încolo nimic, nimic. În cele din urmă nu se mai putu opri și ridicându-se în sus, zise cu glas tare. Ei, dar bine, împărate, m-ai chemat la nunta fiului tău ca să-ți bați joc de mine? Aha, vai de mine, măria ta, vai de mine, cum se poate să-ți treacă prin gând una ca asta? După cum vede toată adunarea, te cinstesc și pe dumneata ca pe toți ceilalți împărați, fără deosebire. Ba să mă ierți, împărate! Bucatele tuturor mesenilor sunt bune de mâncat, numai ale mele nu au niciun gust. Se făcu foc de supărare împăratul socru și porunci ca numai decât să vină bucătarii să dea seamă de ceea ce au făcut și vinovații să fie dați morții. Știți ce era? Ia că mireasa gătise toate bucatele pentru tată sau fără sare, ci numai cu miere și cu zahăr. Chiar solnița de dinaintea lui era plină cu zahăr pisat. Și degeaba lua bietul împărat cu cuțitul din solniță, ce credea el că este cu sare și punea în bucate. Ele, în loc să se facă mai bune de mâncare, se făceau și mai dulci de pe cât erau și mai cătrănite. Atunci se ridică mireața și zise împăratului socru: eu am gătit bucatele pentru împăratul ce s-a supărat și iată pentru ce am făcut-o. Acest împărat este tatăl meu. Cum se poate? Noi eram trei surori în casa părintească. Tata ne-a întrebat într-o zi cum îl iubim noi, surorile mele cele mai mari. Una îi răspunse că îl iubește ca mierea, alta ca zahărul. Eu îi zisei că îl iubesc ca sarea în bucate. Așa am socotit eu. Am socotit că nu se poate mai multă iubire decât aceasta. Tata însă s-a supărat pe mine și m-a gonit din casă. Dumnezeu nu m-a lăsat să mor și prin muncă, cinste și hărnicie am ajuns unde mă vedeți. Acum am vrut să dovedesc tatei că fără miere și fără zahăr poate omul să trăiască, dar fără sare, nu. De aceea i-am gătit bucatele fără sare. Judecați dumneavoastră cu minte împărătească cine a avut dreptate. De bună seamă, tu ai avut dreptate. Toți mesenii, într-o glăsuire, găsiră cu cale că pe nedrept
a fost fata gonită din casa părintească. Atunci tatăl fetei mărturisi că n-a știut să prețuiască duhul fetei sale și i-a cerut iertăciune. Fata și ea i-a sărutat mâna și i-a cerut și dânsa iertăciune dacă fapta ei l-a supărat. Și se puseră pe o veselie și pe o petrecere, de se duse vestea în lume. Tatăl fetei se veselea, nu se veselea, dar socrul știu că se veselea și se mândrea că a dobândit-o așa noră și de viță bună și înțeleaptă și harcă. Ei, și eram și eu la cea nuntă și multe ciolane, Doamne, mai căzură de la cea masă și multe buți cu vin se mai goliră. Și uite așa, încălecai poșa și vă spusei dumneavoastră așa. Și apoi mai încălecai pe o lingură scurtă să trăiască cine ascultă. Și mai încălecai pe un fus să trăiască și cel ce-a spus.